Guvernul Ungariei oferă cetățenilor Republicii Moldova posibilitatea de a participa la programul de bursă pentru anul academic 2015-2016. Prin intermediul acestui program, cetățenilor din Republica Moldova li se oferă 24 de burse. Potrivit Ministerului Educației, 12 burse sunt repartizate pentru studii superioare de licență, ciclul 1, specialitățile agricultură, științe, inginerie și tehnologie, relații internaționale și studii europene. Alte 9 burse pentru studii superioare de master, ciclul 2, specialitățile agricultură, știință, inginerie și tehnologie, relații internaționale și studii europene, iar 3 burse pentru studii de doctorat în orice domeniu de interes. Bursierii vor fi scutiți de taxa de școlarizare, vor beneficia de locuri de cazare în campusurile studențești oferite de instituțiile de învățământ superior sau o sumă de 40.000 de forinți pentru acoperirea costurilor de cazare. De asemenea, studenții vor primi și o bursă lunară. Bursele sunt acordate în temeiul programului de cooperare în domeniul educației și științei între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Resurselor Umane al Ungariei pentru anii 2014-2016, semnat la Budapesta pe 27 februarie 2014.